mulți cotași și s-au grăbit să anticipeze un dezastru economic al firmei. Al firmei Nova. Domnilor, alături de mine în platou, cel mai îndreptățit să ne povestească ce s-a întâmplat la de la începutul anului. Bună seara, domnule deputat. Bună seara, dumneavoastră. Bună seara tuturor. Ce fac? mai mult.
astăzi zic eu că baza unui exces de zel
au avut dreptate. Sunt deosebit de onorat să îi felicit pe toți salariații și din cadrul conducerii grupului de firme Nova Fos și salariații personalul operativ și muncitorii pentru responsabilitate pentru profesional de care a dat dovadă, pentru că au văzut cu adevărat și domniile lor care le este nivelul și anume la un nivel momentul licitației.
precizare că de faptul că eu nu mă ocup de conducerea firmei Innovafor de când de putea. E bine să precizăm să fie marcat acest treabă. Dar pentru faptul că sunt fondator al acestui grup de firme, felicit
pentru că au creat și au menținut locurile de muncă pe care le-am creat eu în urmă cu mulți ani. De aceea am spus undeva într-un material pe care l-am dat
interesate în special mie, pentru că pe mine mă văd ei cel care trebuie să la care
analizate ofertele, așa cum le-au le-a trimis sau autorizat contractante. Nu ne-au chemat în fața judecătorilor să puteți să se reevalueze.
a dat posibilitatea să mai o să vorbim și de hotărârea dată de curtea de apel în data de 14 aprilie 2016. Dar astăzi, acum mai imediat o să termin, astăzi autoritatea contractantă nu s-a mai
Продолжение.
politici sar fi pretat la de pe portalul cu
pe 14 aprilie. Iertați-mă, știu că avem un telespectator. Să-l auzim. Să-l auzim, dar vreau să vă întreb dacă putem să suntem la început și putem să renunțăm la asta. Revenim după ce vorbim cu telespectatorul. Bună seara!
astfel de probleme. În orice caz, eu vă rog să fiți tari. Vă asigur că de vedere al asociațiilor o să primim nu hotărăsc de asociațiatul majoritar, dar sigur zic că mi se pare mie puțin ieșit din canalele corectitudini. Dezvonuri sunt lansator de sau formator de opinie care spun angajații de la Nova pentru mult și
încearcă să intre în direct cu noi și chiar nu vreau să vă întrerup din nou. Ieșirea domnului Barbu alături de locatarii în tineret, în cartierul tineretului mi-a lăsat de dorit să-i fie rușine de trei ori un comportament care a lăsat de dorit. Domnule Nicolae, vă așteptăm cu nerăbdare să fiți alături de noi, cetățenii de rând. Cum poate o entitate economică din România să nu respecte o decizie a curții de apel? Este uimitor ce aud. Da, pentru că ea s-a pronunțat pe portal, dar nu a fost înaintată și argumentată. Și redactată. Și atunci n-am mai așteptat. De ce să așteptăm ca să facem dreptate până la capăt? Hai să putem să ne batem în joc de oameni ăștia care
mai înțeleg și limba turcă. Am înțeles. Eu vă mulțumesc mult pentru încurajare. Trebuie să gândim.
foarte important ca surse, noi surse de venit pentru bugetul local să vină din partea mediului de afaceri privat. Așa este. După care mai am câteva întrebări pentru că am primit și pe Facebook acolo unde am anunțat emisiunea câteva întrebări pentru dumneavoastră. Dosarul de la Curtea de Apel București are numărul 1883 per 2 per 2016. Gracias.
2 spunea clar, da, admite sau respinge această plângere și automat societatea de fază declarată câștigătoare rămâne câștigătoare. Avem un alt telefon, domnule deputat. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Yeah.
Părerea mea este că fiecare cetățean care are o opțiune politică trebuie salutat și felicitat. Nu contează că are o opțiune PNL sau PSD sau altă opțiune politică, dar trebuie să îi pese și să ia atitudine vis-a-vis de starea, vorbesc, mă refer la
la Partidul Național Liberal și sunt foarte mulți adepți care cred într-o nouă echipă. Nu neapărat trebuie să venim cu echipe învechite, echipe contestate de cât mai mulți jurgeni, ci să venim cu echipe dorite de cât mai mulți jurgeni. Nu eu fac greșeli, nu eu nu m-am dus și nici pe domnul Marin Anton, nici pe domnul Lucian Ilescu, le-am luat mâna și le-am semnat adeziune. Și domnile lor, vă rog.
Nicolae Florian știe
a fost în subsolurile multor blocuri din orașul Giurgiu și pentru asta, cu asta mă mândresc. De ce? Pentru că dacă nu eram eu, nu să mai scoteam mizeria de așa cum zic eu că am avut inițiativă și nu numai atât, am fost și vrednic să pot să procedez pe banii mei să la blocuri, da, ca spirit și ca mod voluntar, nu cu bani. Zic eu că pot să ajung și la spitalul județean. O să rezolvăm și această problemă. Vă promit eu că dacă o să primesc ca aprobarea, să pot să execut acolo ca voluntar acțiuni de să le fac, o să le fac ca cu spirit de voluntar. Nu se trebuie să
pe care le au unde păzesc, sunt obiective încălzite, obiective extraordinar de frumoase. Iar acolo nu trebuie să stea cu bundre. Aveți și bundre dacă vă interesează și facem probă. Veniți și să le vedeți. Scrie
să discutăm și probleme care ne interesează la nivelul orașului. Și vreau... La nivelul orașului n-am văzut nicio schimbare. Nu vă supărați.
un lucru la finalul discuției. V-ați simțit cenzurat, domnule telespectator, în intervenția dumneavoastră de n-am auzit decât cuvinte de laudă despre domnul. Ce să facem dacă un telespectator nu există unul singur care să spună și el altceva? practic vorbim
comentário. Assim que planta a frase. Domnul Marina Antonia este deputat ales. Da, ales într-un colegiu din Vă aștept la sediul de camp.
între jurnaliștii care s-au ocupat de spitalul județean Giurgiu, am realizat reportaje, am arătat nu doar ce este la subsol, am arătat lucruri despre care dumneavoastră veni, nu aveți habar, nu știți ce este acolo, nu știți ce mizerie, nu știți cu ce lipsuri se confruntă medicii de acolo. Este
o să dați dreptate. Cel mai sincer, nu sunt membru al niciunui partid, nu simpatizez cu niciun partid, să fie clar. Bună seara.
viitorul primar. Să rămână. Nicolae Floritel. Să rămână. Doamna. Ce să-i spun dânsului? Multă sănătate și prosperitate. Corect. Asta înseamnă că da.
și medicii și toți salariații spitalului vor avea mai multă energie și vor fi mai impulsionați să facă lucruri frumoase. Domnule primar, dacă cum încolo dumneavoastră să fiți domnul cineva spune Floricele ești de vină că barbu există. Altcineva spune oare cât timp mai trebuie să pedale să-mi iau o
intervenția. Nu pot să vă spun, nu pot să vă spun ce a fost acolo. Ne facem, avem un nou telefon, dacă nu mă înșel, bună seara. Alo. Ce vârstă aveți dacă nu vă spuneați? 50. Să vizionați totuși. Stai tânăr. Deci, trebuie să... Și ce meserie aveți la bază? Industrial ce folosiți industrial? Este un șantier
trebuie să vă adresați, dar nu numai acolo. Eu vă asigur că în orașul Giurgiu vor veni și alți investitori care au nevoie de acest coridor, să zic, naval, de fluviu Dunărea pentru a transporta mărfurile. Da. Ne gândim să creăm oportunități pentru reindustrializarea zonei portuare. Asta înseamnă la un moment dat, o să vă spun, o să citiți zilele astea în platforma Program ce proiecte frumoase o să avem pentru pentru locuitorii orașului și pentru a crea noi locuri de muncă, dar trebuie să mai avem ceva și anume autoritatea locală să deschidă porțile orașului pentru a veni astfel de investitori. Pentru că autoritatea locală în momentul ăsta depune gunoaie în mod dezordonat deșeuri menajere într-o zonă care vrem noi să o industrializăm. Da. Eu noi majoritatea de noi locuim într-un loc uitat de lume.
ani când au venit cine au venit și prea primit cine da. A promis marea cursare.
salut. Vă spun că sunt motivat să fac treabă pentru oraș și vreau să vă invit și pe domnia voastră să luăm o atitudine pozitivă pentru dezvoltarea orașului.
faptul că nu am luat cunoștință de cuprinsul hotărârii. Singurele informații disponibile la acest moment fiind acelea disponibile pe portalul instanțelor de judecată. Deci, asta am vrut să vă spun, că există societatea Nova Fors să aibă câștig de cauză. Eu sigur văd câștig de cauză pentru că... Da. Din ce mi-au spus Nova Fors, din studierea documentelor la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, am ajuns să rezultă fără tăgadă că societatea Nova Fors s-ar oferta cea mai bună și cea mai avantajoasă pentru autoritatea contractată. Deci astăzi de la firma cealaltă care a participat la licitație au sosit lucrătorii care i-au scos din post. Da, abuziv. angajații Nova Fors. Cât
veți avea un răspuns clar pentru ei. Dacă puteți să estimați. De salariații Nova Force care au asigurat obiective la autorității contractante. Da. Aceștia beneficiază de protecție socială și anume de șomaj pe perioada în care au loc aceste analize de oferte. Eu sper să fie cât mai puține zile, să nu rămână fără protecție socială. Știți foarte bine că șomajul reprezintă o continuitate în câmpul muncii. Da. Asta este o măsură de protecție socială. Și atunci după eu cred că în două săptămâni, 3 săptămâni, 30 de zile trebuie să se pronunțe autoritatea contractantă cu privire la această evaluare, reevaluarea ofertelor. Mai mult decât atât, sunt convins de faptul că chiar dacă ne vom întinde prin Consiliul Național de Soluționare Contestațiilor și prin Curtea de Apel, sunt convins că nu o să dureze mai mult de 60 de zile. Bucurăm de o decizie justă în favoarea juvenilor. Asta e părerea mea. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar asociația minoritar și fondator al grupului de firme și cât mi-a permis legea, că nu pot să mă duc mai departe să
de violență sau abuz. În exercitarea demnității publice. Dar din ce văd și eu constat sunt șanse pentru a câștiga și a fi adjudecat oferta Nova Force la de către prezența dumneavoastră în platou, domnule deputat, am să închei cu un mesaj care sună așa. Oare noi cei care cinstit în acest oraș, cât timp vom mai sprijini din impozitele noastre pe cei care trăiesc din aceste ajutoare care sunt mai rentabile decât serviciul. Pare așa în aceeași nuanță cu ceea ce am vorbit noi acum. Da. Iată că se când în joc vedeți se află soarta unor sute, nu? Sute de angajați și așa parte. Da. Mai sunt se pare și persoane care sprijină. Care sprijină și situații care drame cum la Nicolae Florian. Foarte mulți adversari politici care sunt împotriva jurnalilor. Asta vreau să le spun.
și nu cu atâta ură și patimă, pentru că nu fac altceva decât să diminueze contribuțiile la bugetul local și la bugetul județean. Această seară mă mulțumesc că ne-ați urmărit. V-ați lămurit încă o dată că televiziunea nu este cenzurată. De aceea fiecare ediție, pentru că sunt colegi din presă care spun nu luăm telefoane pentru că nu putem duce subiectul până această emisiune am gândit-o exact așa cum decurge ea în fiecare zi de luni cu telefoanele dumneavoastră. Se numește audiența pentru că fiecare persoană invitată în platoul audiența